Bine v-am regăsit și astăzi la vlogul de pandemie. Știu că intrăm mai târziu pe clipulețul, dar îl veți vedea pe parcursul serii și cu siguranță și mâine. Bun, nu credeam că o să am despre ce vorbi astăzi. Vă spun sincer, chiar nu credeam că o să am despre ce vorbi, fiindcă lucrurile luaseră o direcție foarte clară. Acum suntem, știți, suntem în zona, erau toate acele serii de filme, Războiul Stelelor, Imperiul Contraatacă, Ultimul Jedi și așa mai departe. Am trecut de prima parte a războiului, iar acum putem să spunem că cineva contraatacă. Deci este partea a doua, sau se întoarce și toată lumea râdea că întotdeauna era filmul numărul 1, cu tare face nu știu ce, după care putare se întoarce. Așa este situația noastră. Cei care au deținut puterea politică și economică până în acest moment au pierdut prima parte și acum se întorc cu furie. Și vedem acest lucru manifestându-se peste tot. Dar pentru a urmări în continuare clipurile mele, o să am o rugăminte, încercați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel ca să vedeți clipurile în momentul în care apar, altfel va fi destul de complicat să le vedeți. În curând voi avea și echipamentul pe care mi l-am dorit, este cea mai ieftină variantă pe care am reușit să o cumpăr, dar este de calitate și vom face în fiecare zi câte o mini-emisiune unde să pot să vă arăt și lucruri, nu o să mai filmez cu telefonul. Să mergem mai departe în ce avem de discutat. Ce s-a întâmplat ieri? Ieri s-a întâmplat ceea ce ne așteptam să se întâmple de foarte multă vreme, și anume, Statele Unite au anunțat că vor opri finanțarea Organizației Mondiale a Sănătății. Este cea mai importantă știre a ultimei perioade de departe, pentru că în acest fel Statele Unite ne spun foarte clar cine consideră ei că este de vină pentru criza mondială în care se află. Și prin această oprire a finanțării ne indică și persoana care pare să fie vinovată de acest lucru. Ce va face România în aceste condiții? Așa cum știți, România finanțează Organizația Mondială a Sănătății cu vreo 500.000 de euro anual, probabil doar pentru două salarii sau ceva de genul acesta în organizația respectivă. România nu va face nimic, credeți-mă, absolut nimic nu va face România, nu este interesată de subiect. Politicienii noștri se ceartă în momentul de față dacă preoții trebuie să fie însoțiți de polițiști sau polițiștii să fie însoțiți de preoți, dacă este cazul să mergem la biserică sau să nu mergem la biserică. Toată această mare porcărie nu este altceva decât un joc electoral, pentru că toată lumea încearcă să își susțină direcția sa politică. Unii sunt anticreștini prin definiție, fiindcă ideologia lor de extremă stângă le cere să fie anticreștini și vedeți acest lucru foarte clar. Alții sunt antipopulația care merge la biserică și antipopulația de peste 65 de ani, pentru că populația respectivă nu le votează partidul. Partidul care este votat de populația în cauză a renunțat la putere și acum bâșbâie și nu știe ce face. Iar de pe aici și de pe acolo apar tot felul de capete luminate care încearcă să preia o parte din electorat și să o miște dintr-o parte în alta. Astea sunt jocurile politice din România. Stați liniștiți, nu s-a schimbat nimic, nu se va schimba nimic. Nu este un complot internațional, oprirea drepturilor, acela este marele complot internațional, pentru că și dreptul la practică religioasă este un drept care a fost oprit împreună cu dreptul de deplasare, dreptul de întâlnire, dreptul la grevă, dreptul la proprietate și mai erau încă multe drepturi, practic doar dreptul la viață a rămas, dar și acesta este sub semnul întrebării, pentru că atâta vreme cât ei nu pot să ne ofere un sistem de sănătate care să rezolve problemele acestea, dreptul la viață pe care trebuie să-l asigure societatea, contractul pe care cetățeanul îl are cu statul sau omul îl are cu societatea în general, este imposibil să funcționeze. Pentru că aici este marea poveste a democrației și a tot acestei mari găselnițe. Această poveste teribilă care este vândută oamenilor de la Revoluția franceză încoace. Și anume faptul că tu trebuie să renunți la niște lucruri ale tale pentru ca societatea să te oferă o viață mai bună. Societatea îți garantează lucrurile mai bune și este incapabilă să-și țină partea ei de partea ei de înțelegere. Iar în momentul în care tu te ridici și spui, ce poți să spui? Eu vreau să ies, din casă, îți spune, nu? În momentul în care poți să te gândești la altceva, ce aș vrea? Aș vrea să îngrijesc grădina. Nu. Aș vrea să mă duc la biserică. Nu. Aș vrea să mă duc la moschee. Nu. Aș vrea să mă duc, nu știu, la sinagogă, fiindcă avem și foarte mulți evrei roni. Nu. Bun. Unde pot să mă duc? Nicăieri. Stai acasă.
Păi voi trebuia să-mi garantați securitatea, voi trebuia să-mi garantați prin sistemul vostru medical faptul că orice s-ar întâmpla, voi sunteți pregătiți. Ce ați făcut? Ați fost luați prin surprindere. Interesant. Dar în același timp mi-ați vândut datele personale către companiile care produc medicamente, nu? Mi-ați vândut. În același timp îmi spuneți acum că trebuie să mai stau 18 luni în casă și să renunț la viața mea economică pentru că atunci va apărea vaccinul. Care vaccin, apropo? Va fi foarte greu de stabilit că este eficient în totalitate. Așa cum tratamentele din momentul de față sunt greu de stabilit. Și mai ales cine va stabili că aceste lucruri vor funcționa? Niște funcționari? Niște experți care sunt la rândul lor plătiți? Ce ne-au dat experții în ultima perioadă în contractul nostru social prin care ei trebuiau să ne garanteze dreptul la viață? Nimic! Luați absolut toate declarațiile doctorilor care apar în ultima perioadă și o să vă spunem: nu știam, am fost surprinși, este nou, este un virus neașteptat, se face mutații foarte rapide, se pare că este genetic, se pare că există toleranță mai mare în funcție, nu toleranță, că există morbiditate mai mare în funcție de genetică sau de anumite probleme. Dacă fumați este rău, de fapt dacă fumați nu este rău, el trăiește pe suprafețe atât, dar de fapt nu trăiește pe suprafețe. Asta ne spun specialiștii. Și vă mirați că Statele Unite în momentul de față spun gata cu banii pentru OMS? Să vedeți acum ce definanțări vor fi la toate institutele de cercetare. Cei care pierdeau vremea și care spuneau că nu știu nimic, vă uitați acum la televiziuni și vedeți că au reușit să descopere și ei că de fapt despre virusul ăsta se știa de foarte multă vreme. Vă spun eu de când se știa despre virusul ăsta. Se știa de când a apărut primul SARS. Se știa că există și alte variante. Iar în 2007 a existat un studiu științific care a explicat foarte clar de ce tipuri de virusuri trebuie să ne protejăm în perioada următoare, de la ce animale vin, care sunt caracteristicile lor. În 2007! Toată lumea vă spune că se știe în 2015. Nu, din 2007 se știe. Și există studiul. O să-l caut. O să-l caut într-o zi și după ce vine echipamentul o să vi-l prezint și o să-l citim împreună. Să vedem studiul respectiv. Noi am ajuns, și aici închei cu dreptul la viață, noi am ajuns să avem aceeași rețetă de luptă împotriva acestui virus cu cea care a fost folosită în perioada ciumei. Ne-am întors cu aproape 1000 și ceva de ani în urmă. Distanțare socială. Normal, dacă ăla e bolnav, nu te apropii de el, e simplu. Nici măcar nu cred că este o rețetă. Cred că este o reacție scrisă în noi să stăm departe de omul bolnav, de animalul bolnav, de lucrul care nu pare să fie în regulă, fiindcă de acolo vine pericolul. Asta este ce au reușit să vă ofere experții. Experți. Iar după aceea ne-au vândut gogoși. Ne-au spus că nu se transmite de la om la om, că nu este o problemă, că nu se va întâmpla nimic. Iar apoi Statele Unite au spus, bun, de ce vă plătim? De ce vă plătim? Ca să nu ne spuneți nimic și ca să faceți politică și ca să faceți politica unui stat și mai rău, ca să susțineți politica unui partid în interiorul Statelor Unite și partidul respectiv să poată să-și ducă mai departe planurile în an electoral? Da, bun, reacțiile au fost foarte interesante, pentru că vedem că Europa își retrage producția din China, vedem că Japonia își retrage producția din China, de Statele Unite nici măcar nu mai vorbim, vedem că începe să discute tot mai mult despre ce s-a întâmplat cu tehnologia chineză, vedem că lumea se întoarce, vedem că va avea loc o cădere, va cădea a doua economie a lumii, va cădea, dar asta nu înseamnă că va cădea acum. Asta nu înseamnă că nu veți vedea în continuare fetițe îmbrăcate în uniforme militare cu steluțe puse în frunte, care în condițiile în care până acum ați urlat că nu vă plac pionierii înainte de 89. Bine că vă plac pionierii altor țări. Este în regulă. Până la urmă, în adâncul sufletelului vostru, nu sunteți decât ceea ce se spunea înainte. Și anume, sunteți niște oameni care reacționează la ideologie. E în regulă. Războiul acesta va continua, trebuie să ne așteptăm să continue, trebuie să fim deștepți și să vedem ce avem de făcut în situația respectivă. Și mai ales, vorbeam despre dreptul la viață, dreptul la informare. Cum poți să ai drept la informare când totul este cenzurat? Când există cuvinte cheie care îți cenzurează absolut orice cuvânt pe care îl spui în momentul de față. Și există cuvinte cheie pe toată social media. Să nu credeți
că social media funcționează altfel. Când ai armate de troli care țipă, care se le ziceau ferme, armate, mă rog, cum vreți să le spuneți, când aveți adevărate armate de troli pe care le aruncă pe Facebook în momentul de față și pe alte tipuri de social media, când ești redus la tăcere prin volumul comentariilor pe care le au, când te uiți la informațiile care apar, la cantitatea imensă de fake news-uri. Păi știți cum se face treaba asta? Se generează un fake news pe Facebook, da? Eu, de exemplu, vreau să cenzurez pe cineva. Cum fac acest lucru? Generez o informație pe care o pun într-o anumită zonă. De ce vreau să cenzurez o informație? Am generat o informație de acel tip. Este aberantă, este stupidă, este nedocumentată. O încarc, o dau cuiva să o încarce pe un grup. Grupul respectiv, informat de foarte mulți oameni care nu au discernământ, vor distribui informația respectivă. Apoi eu, în calitate de legiuitor, voi spune: este criză. În momentul de față avem informații false. Toate informațiile care nu se verifică vor trebui să fie eliminate. Cum le verificăm? Unul, prin algoritm pe care îl stabilesc eu împreună cu companiile de big tech cu care lucrez. Doi, prin fact-checking. Angajez niște firme care verifică anumite lucruri. Firmele respective oricum au baze de date în care știu cine trebuie să fie redus la tăcere și cine nu. Iar cu media tradițională fac foarte simplu. Am legea a cenzurii. Deși cenzura este interzisă prin Constituție, în România se face cenzură. Credeți-mă, nu este bine să fii jurnalist astăzi. Să fie bine să fim jurnaliști, mai încolo nu sunt jurnalist. S-a scăpat din această zonă. Eu doar îmi dau cu părerea. Dar există cenzură serioasă și instituționalizată. Deși e interzis. Iar oamenii, în momentul în care se duc la vot, nu fac altceva decât să voteze slogane electorale formate din... A fost 7 litere, nu? 7 litere și... Nu, dacă punem și semnul de exclamare și hashtag-ul dinainte, avem mai multe. Avem mai multe semne. Și o pauză. Dacă e cu hashtag, e fără pauză. Oricum nu contează. Ce înseamnă că mi-au spus că nu știu ce sau miau, zice pisica din colțul camerei. Nu, ce contează până la urmă? Nu contează. E în regulă. Se poate vota pe slogan de genul acesta. Dar cineva care să se uite, să citească Constituția înainte să meargă la vot, avem? Un politician care, în momentul în care se hotărăște să stabilească niște reglementări, să citească Constituția, ar putea? Nu. Și apoi vă mirați că vă dau un cap cum au ei chef. Când nu sunteți în stare să citiți, când nu sunteți în stare să vă cunoașteți drepturile, când nu sunteți în stare să luptați pentru drepturile dumneavoastră, când distribuiți toate aiurele și sunteți capabili să credeți absolut orice vi se spune pe internet, de bun. Acum am văzut că eu am făcut o emisiune despre lucruri ciudate. An de zile, o să fac în continuare probabil. Există un om care spune că lumea este condusă de o rasă extraterestră care a venit pe pământ și s-a transformat în oameni. Absolut tot ce spune omul acela este luat de bun în momentul de față. Evident că el, citind și scriind despre aceste lucruri, s-a uitat cum este sistemul de opresiune din momentul respectiv. Este făcut așa, 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 fiindcă este un om deștept. Dar el totuși este un om care spune că lumea este condusă de o rasă extraterestră. Iar acum, el este prezentat peste tot ca având dreptate. Oameni buni, lucrurile nu sunt niciodată atât de simple. Și întotdeauna explicațiile acestea simple pe care le vedeți și explicațiile spectaculoase pe care le vedeți sunt făcute special pentru a vă ține departe de realitate. Vreți să vedeți cum funcționează cu adevărat realitatea? Nu vă uitați la ce spun politicienii și oamenii care controlează lumea. Uitați-vă la ce fac. Politicianul să vă spună întotdeauna, este pentru binele tău să facă asta. Iar apoi ce va face? Ce va face? Va bloca drepturi, își va impune agenda. Cine dictează agenda politicianului? În lumea din acest moment, agenda politicianului este dictată de cei care controlează financiar lumea. Și când vorbiți, ați auzit despre 3 bănci și 3 nume de bancheri și credeți că aceia controlează lumea. Știți că mai sunt multe altele. Foarte multe altele. Dar fiindu-vă aruncate în față, în față, în față, în față, i-au atacat doar pe unii. Dar sunt mulți alții în spate. Este o întreagă rețea, este o întreagă poveste.
Nimeni nu știe în momentul de față că toate corporațiile fac inginerie socială. De ce v-ar interesa? De ce v-ar interesa că există criterii de înmulțire a populației în interiorul corporației și că există ierarhii făcute în așa fel încât un om să se căsătorească cu altul în interiorul corporației? De ce în corporație vi se spune nu se încurajează relațiile între colegi? Tocmai fiindcă vi se spune că nu se încurajează relațiile apar, pentru că aveți foarte mulți tineri ținuți la un loc. Ce vor face mulți tineri ținuți la un loc, o perioadă lungă de timp? Se vor înmulți și vor mânca. Da, dar nimeni nu vă spune că există selecție socială. Inginerie socială, am putea să spunem chiar. Nimeni nu vă spune că se face spălare pe creier și ideologizarea muncitorului. Și știți de ce se face acest lucru? Pentru că este nevoie de eficiență. E foarte complicat. Dar haideți să nu ne gândim la tot felul de lucruri și să nu privim doar informațiile care vă sunt aruncate în față. Toată lumea știe să ne povestească ceva despre serviciile secrete. Când ați vorbit ultima oară cu un ofițer al unui serviciu secret? Când? S-ar putea să stea lângă voi și să nu știți că este ofițer. Dacă e ofițer bun, nu o să știți cu siguranță. Iarăși, organizații secrete și inițiatice. Când ați vorbit ultima oară cu un om despre care voi credeți că face parte din organizația respectivă? S-ar putea să stea lângă voi și să nu-l cunoașteți. Dar întotdeauna, fiindcă narativul spune trebuie să-i acuzăm pe ăia, pe ăia, pe ăia și pe ăia, îi veți acuza pe ăia, pe ăia și pe ăia și pe ăia. Și nu veți avea timp să vedeți ce fac politicienii. Nu veți avea timp. Și nu veți avea timp să citiți, să înțelegeți cum funcționează societatea. Iar apoi vă veți trezi că sunteți dintr-o dată într-o situație fără ieșire. Și acum veți țipa că de ce unii vor la biserică și alții nu vor la biserică și vă veți certa cu vecinul. Că veți spune, tu îmi aduci boala în bloc, fiindcă tu accepti să vină biserica la tine. Iar el îți va spune, ba tu îmi interzici mie dreptul de a mă duce la biserică. Și cearta va ajunge, evident, într-o discuție teoretică, religioasă, pe care nu poate să o câștige nimeni niciodată. Știți că în trecut disputele religioase trebuiau să fie limitate în timp, iar cei care își țineau prelegerea trebuiau să vorbească doar atât timp cât puteau să stea într-un singur picior? Știți de ce s-a ajuns la asta? Pentru că disputele religioase sunt fără sfârșit. Știți cât s-a discutat despre sexul îngerilor? Căutați, o să fiți uimiți. Generații care au vorbit despre sexul îngerilor și în continuare nu s-a ajuns la o concluzie. Cum credeți că veți ajunge la o concluzie cu vecinul de bloc? Despre un subiect care ține strict de credința personală, care este imposibil de împărtășit. Pentru că este credință, este structura personalității deja. Este întipărită profund în structura personalității fiecăruia dintre noi. Fie că avem credință în ceva, fie că nu avem credință în ceva. Ea nu poate fi exprimată conștient și cognitiv. E imposibil să exprimi credința. Așa cum este imposibil să te caracterizezi ca om. Faptele tale te caracterizează ca om. Percepția celorlalți te caracterizează ca om, pentru că s-ar putea ca tu pe tine să te minți. Dar nu, astea sunt lucruri profunde și serioase care nu trebuie disputate între oameni și nu trebuie disputate în momente de scandal. Acum ce trebuie să înțelegem este că în momentul de față războiul este departe să se fi terminat. Războiul este foarte complicat. Și este foarte grav. Trebuie să înțelegeți că o parte, România este condusă în momentul de față de partea din acest război care a fost lovită cel mai rău și care acum încearcă să contraatace. România nu a avut niciun plan B înainte de a intra în războiul acesta, pentru că a fost necondiționată de o singură parte. De ce? Din mii de motive pe care nu are sens să vi le explic acum. Iar ca pentru noi să iasă bine acest război, este foarte greu. De aceea, singurul lucru pe care putem să-l facem este să avem grijă de noi, fiecare de el însuși și fiecare de cei care îi sunt apropiați. Avem șanse. Trebuie să înțelegeți că România a reacționat absolut impecabil în prima lună. Impecabil. Suntem, în ciuda aparenței, în ciuda deciziilor stupide pe care le avem, suntem niște oameni deștepți. Chiar suntem.
Și este un paradox incredibil că suntem conduși în acest moment de cei care ne conduc. E cazul ca inteligența noastră să nu mai punem doar în bancuri, să nu mai punem doar în toate prostiile pe care le facem în fiecare zi, ci să o punem și în alegerile noastre. Și cum facem asta? Încercăm să urmărim faptele, nu vorbele. Da, a fost mai ciudățel clipul de astăzi. Până mâine, când o să încerc să fac un clip mai clar și mai structurat un pic, vă spun să aveți grijă, să fiți sănătoși și stați în casă, e mai bine. Când o fi de ieșit, ieșim noi. Deocamdată, stați în casă și fiți sănătoși.